Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de Dead by Daylight. Ce Dumnezeule mare fac cu viața mea, este al 1453 de episodelea. Sunt destul de sigur că am greșit numărul, dar nu contează. Ocazional mai fac și eu episoade cu acest minunat joc. Dar ce să facem noi astăzi? Am jucat ca supraviețuitor, a fost oribil pentru că mi-am pus în vedere ceva și n-am putut să duc la bun sfârșit acel ceva pentru că era un killer bulangiu și din câte vedeți am fugit de el doar un minut în loc de patru. Dar acum mai am și alte ritualuri și chiar vreau să le fac. De ce? Pentru că acum ritualurile sunt chiar o sursă foarte, foarte bună de a face puncte. Vezi? 55.000 de puncte, 135.000 de puncte pentru un ritual? Iisuse Hristoase, așa că hai să jucăm drept killer și pentru că tot am prins 3 supraviețuitori în capcane cu domnul Trapper, hai să jucăm tot cu Trapper-ul. Ia să vedem, Bloodweb, ceva interesant pe aici, absolut nimic. Și hai să-l lăsăm level 1, da? O să-l lăsăm level 1 și veți vedea că chiar dacă am level 1, voi reuși să bat tot supraviețuitorii, practic, dar acum va dura puțin până când intră. Ia să vedem, am masca, am masca asta foarte bună și apoi am și asta și nimic altceva. Dar va fi minunat. Oricum, nu uitați, oameni buni, un like acolo și în descriere aveți link-ul către Instagram-ul meu, foarte, foarte important să-mi dați follow, Facebook, dacă mai folosiți, ce mai avem, G2A și poate îmi lăsați un comentariu și acum vine partea amuzantă când stau aici 10 minute după care închid jocul de 3 ori și apoi iar stau 10 minute până când îmi intră supraviețuitorii. Deci măcar nu glumesc, așa se întâmplă, nu înțeleg de ce. S-ar putea să fie o hartă foarte ok, mă mănâncă nasul. De ce? Pentru că sunt destul de multe locuri în care vom putea pune capcane, astfel încât supraviețuitorii să calce în ele. Deci, practic, în momentul ăsta, planul meu este să prind cât mai mult supraviețuitori în capcane și cred că ne trebuie vreo 4 sau ceva de genul ăsta. N-aveam 3 din 7? Ok. Deci vom pune capcane peste tot și vom spera, da? Nu vom încerca să-i omorâm pe toți patru. Vreau capcane pentru că dacă dintr-un singur match faci un, mă rog, din două ce e drept, dar eu mai am de prins 4 și teoretic aș putea să îi prind într-un singur match. Am văzut pe cineva, am văzut pe cineva fix acolo. Hai! Auzi, sper că nu vrei să te duci foarte departe, nu? Unde te-ai du... Oh, uite-te. A, nu, ăsta e altul. Ah! What the fuck? Lul! Ok. O să... Auzi, o să te duc la generat... Ești nesimțit, a? Ok. Nu, voiam să zic la... Acum eu nu vreau să credeți că am făcut-o intenționat, dar ăsta chiar a vrut-o grav. Deci ăsta a vrut-o grav, nu e vina mea, eu ce-am putut să fac? Și desigur că ăla... Da, ok, a reparat un generator fix. Unde te-ai dus, mă? Alo? Unde s-a dus prietenul tău? A, uite, e fix aici, ok. Cineva o să vină să-l salveze pe ăsta, fie antenă. Sau poate că... Am un cârlictoma acolo unde-l pot duce... E un pic cam aiurea ce e drept. Te rog. Come on. Oh, yes, l-am prins. Hai mă, intrați în capcane, bă! Nu mai faceți ce faceți, pentru că nu e frumos. Mamă, bă, nu e nevoie să lași jos toate paletele, să știi. Chiar nu e nevoie. Au mai reparat un generator nesimțiții. Okay, dead. Bănuiesc că ăsta este meciul în care supraviețuitorii din cealaltă echipă nu știu să joace, iar eu joc killer. Trebuia să se mai întâmple și câte unul de ăsta, adică nu, adică ar mai trebui să fie cazul să se mai întâmple. Marș pe cârlig. Ok, ok. Nu uitați planul meu, vreau să prind supraviețuitori în capcane, deci nu mă interesează dacă îl salvează pe ăsta, vreau să prind supraviețuitori în capcane. Aici am... Hai să stai aproape stricat? No, l-au mai atins. Avem o capcană acolo așa, deci s-ar putea ca unul dintre ei să calce în ea dacă vine. Unde am pus cealaltă capcană? A, uite, acolo una, dar nu e la depărtare. Mare, mare. Entity Summon, vorbiți serios? Chiar nu... Vreți să vă salvați prietenii?
Oh, l'hai salvato poi là dalla distanza. Ok. De ce vi fix aici? Aici sunt eu! Sunt killer rău și te voi omorâ! What the fuck? Ok, domnule supraviețuitor. Ce zice să te oprești din supraviețuită? Ha? Hai mă, ne jucăm puțin cu ei, mă, îi fugărim puțin, poate intră într-o capcană, a? Oh, vorbesc serios. Oh. Ce păcat, fereastra este... Este închisă, nu-i așa? S-a dus la fereastra care era închisă. Am prins un supraviețuitor într-o capcană. Desigur că s-a eliberat foarte, foarte repede, dar ideea e că... 1! Da, domnule. Perfect. Dar chiar nu vrea nimeni să o salveze pe Mega aia de pe cârlig, că practic era suficient timp să o salveze cineva, dar... Huh. Op, și ea e moartă. Alo? Cu cine mă joc? Alo? Supraviețuitori, vă rog să supraviețuiți, vă rog. Vom pune o capcană aici, sunt sigur că va veni cineva pe cilea. Opa. Ha. Ești încă aici? Meg, fugi! Fugi! Fugi și sari fereastra! Fugi! What the fuck? A, faci fente. Sari fereastra, nemernico! Sari fereastra. Intră în capcana mea! Meg! Meg, intră... Uite, te-am ratat. Fugi în capcana. Capcana, Meg! God fucking damn it, ce enervantă ești! De ce faci asta? Du-te! Du-te și încearcă să scapi, nu te mai învârti în jurul meu pentru că nu vei scăpa, sunt prea bun pentru mileniul ăsta. God damn it, dude. Yep, cel puțin nu e moartă. Ok, și vom pune o capcană fix aici. Da, domnule. Ok, acum să sperăm că s-a chinuit să scape și deja e în al doilea stagiu. Ok. Păi, bun. Unde e celălalt supraviețuitor? Cam... Oh! Oh! Hai! Auzi, o să te fugăresc. Tu, du-te în capcana mea. Așa. Nu cred, mă! El a mers în continuare. Oh, God. Ok. Te voi fugări până când... Hai. Te voi fugări până când te voi duce la o capcană și te voi prinde în ea. Așa. Așa, Meg. Hai, Meg, tu și cu mine. Du-te, te rog, la o capcană. Hai. Sunt multe capcane în direcția asta. Tu doar intră într-una dintre ele. Nu te mai învârti iară. Te pot omorâ cum vreau eu acum. Du-te și fugi. Cred că trebuie să păstrez distanța, că dacă mă vede fix lângă ea, își pierde dorința de a fugi, vezi? Asta e boss. Asta e una! Una Meg prinsă în capcana. Frate, încerc să-i fac să intre în capcane, dar sunt prea bulangii pentru așa ceva. Hai să mergem cu tine undeva la generatorul ăla, poate? Acolo e încă capcana jos? Da, e încă capcana jos. Da, e ok, bun. O vom lăsa să scape, desigur. Oh, nu mai e! Huh. What? Sunt chiar foarte curios unde te-ai dus, pentru că nu erai lângă mine. Cumva a căzut deasupra? A căzut pe chestia aia pe care se putea urca? Nu mă interesează, vreau să-i fac să intre în capcane. Da, domnule, cineva e acolo? Cineva vrea să repare acel generator ghinion, fraiere? Pentru că sunt fix aici. Aha. Really?
Ieși afară. Ieși afară. Fucking hell, dude. Oh, come on. Am o idee. Știu ce voi face. Îl voi lăsa să scape, uite aici, și sunt sigur că se va duce în direcția... Se va duce în direcția aia. Ce s-a întâmplat cu capcana mea? Meg! Fugi în capcană, fugi! No! Fugi! Oh, vai, te-am ratat! Yes! Huuu, boy! Câte au fost astea? Patru? Patru prinderi în capcane? Așa, așa. Huuu! Nice! Cred că... Mamă, dar de ce se eliberează instant de fiecare dată oamenii ăștia? Ok, cred că ăsta a fost ritualul zilnic. De câte, mă, prinderi în capcane aveam nevoie? Bună întrebare. Hai să punem capcane la generatorul ăsta, că sunt sigur că aici o să vină să repare. Sigur. Vom pune o capcană, uite aici, și când vor sări paleta, da, vor fi prinși. Ok, acum cred că ar trebui să îi omorâm pe amândoi sau să-l mai prindem pe încă unul în capcană. Pentru că de ce să nu fii sigur că ai terminat ritualul zilnic, mă înțelegi? Meg? No, Meg. Oh, yes, ok, hai că te fugărim. Fugi și sari, sari fereastra aia. Meg? Nu te mai învârti. God damn it, nu fereastra asta, fereastra aia de acolo, Meg. Uf, 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 uf. Opa. Huh. Tipul ăla chiar s-a dus la generator să-l repare. Fii antenă la el. Cred că n-am făcut bine că am pus-o pe cârlig. Acum tipul ăsta poate să scape prin hatch. Sau e destul de prost. Nu, fugi! Vino încoace, vino încoace, te rog, vino încoace. Calc în capcană. Calc în capcană. Te rog, o să te omor. O să te las să scapi prin hatch, dude. Dacă intră în capcană, îl las să scape prin hatch. Te rog, capcana de aici. No. Hai că-i mai pun încă una. Nu vrea să înțeleagă. Calcă în capcană. That's it, boys. Bun. I-am promis hatch-ul. Hai să-l ducem la hatch. Hai să-l ducem la hatch. Te rog, nu te chinui. No, stop. No, 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 no. Încerc să te duc la hatch, dude. Come on. Fericit? Și eu sunt fericit. Haide, bă, vezi, bă, băi, jucător profesional. 90.000 de puncte. Huuu, boys. Nice. Da, ia să vedem, aveam 3... Ah, da, e ok, n-aveam nevoie ca ăsta la final să intre în capcană, dar am zis, hai mă, de ce nu, să fim siguri. 90.000 de puncte, aveam vreo cât, vreo 16-17.000. Uite ce face un ritual zilnic. Joci un meci și dintr-o dată ți se pare că ai făcut 100.000 de puncte, știi? Genial, ok. Păi, eu mă bucur că ne-a ieșit măcar ritualul ăsta zilnic. Avem o grămadă de puncte pe care o să le băgăm în David King, de ce nu? Ia să vedem ce putem să luăm de aici. Avem Will Make It, level 2 de 5.000 de puncte. Deci o să mergem în direcția asta, uite așa. Pac, pac, luăm asta. Așa. Au, oh, mamă, ăla era cu fâr de la foarte șmecher și era o chestie common în el. Vorbesc serios, mă bucur că n-am fost să iau prostia aia. Și mai vreau asta, cred. Ok, level 30. Haide, primesc acum ceva la level 30? Ah, teachable perks. Da, 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 da. Deci, hai să luăm teachable. Ah, era un spring burst level 1 acolo. Da, nu cred că e atât de util, nu? Oh, uite, uite, bloody party streamers. 100%? A, trebuia să te duci acolo, vorbești serios. Ok. Bun. Și vreau și asta. Și vreau și cei mai ieftini. 5.000, 8.000. Deci o luăm pe asta de 5.000. Level 31. Mamă, dar mergem destul de repede către level 50 prestige. Will make it și nu știu ce bullshit.
Ambele sunt la fel de aiurea. Hai să mergem în direcția asta totuși. De ce nu? Adică, măcar dincoace poate mai avem o șansă ca entitatea să mănânce câte ceva, știi? Dacă lăsăm să mănânce asta... A, nu tot avem con... Oh! 5.000? Toolbox-ul ăla? Sigur, de ce nu? Bun. Acum, vom ajunge, cred că, la acest cufăr de 8.000, care e foarte rar. Deci s-ar putea să primim ceva foarte șmecher. Dar vom pune capăt acestui minunat episod de Dead by Daylight aici, oameni buni. Noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa! G2A.com, the best video game store ever!